Nu știu cum să vă salut, este o duminică mai grea. A fost și ieri la repetiție, atunci când am avut repetiția și ne-am rugat și am avut un timp împreună cu Domnul frumos. Poate că unii știți, poate că unii nu. Duminica trecută noi cântam Atunci când dai, aleg să binecuvintez numele Tău. Dar tot atunci cântam Atunci când iei, aleg să binecuvintez numele Tău, și asta este biblic, scrie în Biblie. Nu am inventat noi, Dumnezeu ne cere să binecuvântăm numele Lui. Și la câteva ore după, Dumnezeu a ales ca să îl ia pe Călin Vesa, unul din prietenii, unul din chitariștii bași ai noștri, un slujitor al lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni l-am împrumutat pentru o vreme. Și am fost onorați și suntem onorați ca să slujim cu fiecare duminică aici și cu voi toți. Încercam să găsesc un verset pentru astăzi și un verset care mi-a venit în minte: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă. Suntem înfrânți, sunteți cu toți înfrânți. Nu știu cum a fost săptămâna voastră. A fost o săptămână grea, cred că pentru toți. Poate ai plâns mai mult în săptămâna care a trecut. Poate te-ai apropiat de cei dragi acasă și ai petrecut mai mult timp. Dacă nu, e cazul să o faci. Poate te-ai apropiat de Domnul mai mult. Poate ai fost inspirat de ceea ce Călin a făcut pentru Dumnezeul lui și vrei să te implici în slujire mai mult, nu de dragul unei persoane, nu de dragul unei entități, ci de dragul Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Său. Amin. Noi suntem aici ca să ne punem încrederea în El, în Dumnezeul nostru. Haideți să spunem împreună: am nevoie doar de Tine, o și oriunde, apărătoritatea mea, o cât am nevoie.
Yeah.
Dar, Doamne, ne lăsăm în grijă Ta, Domnul nostru, orice îngrijorare noastră. Tu ești Domn, Doamne, peste viața noastră și Tu ai promis, Doamne, că dacă Tu ai înviat, vom învia și noi într-o zi. Am învățat această cântare nouă, duminica trecută, Doamne, și vrem să o cântăm și astăzi în prezența Ta. Și ceea ce cântăm, Doamne, vrem să spunem că noi credem din toată inima. Tatăl nostru sfânt din cer, a toate creator, a tot puternic, prin Duhul Sfânt se naște Fiul Tău pe pământ, Iisus Salvatorul. Cred în Dumnezeu ca Tată, cred în Fiul Său Hristos, cred în Duhul Sfânt, doar Tu ești Triunii Dumnezeu. Cred în a Ta înviere, cred că noi vom învia, dar eu mă-ncred în numele Lui Iisus. Ce-ai suferit și ne-ai dat iertare, din locuința morții prin gloria înviat, ești veșnic înălțat. Cred în Dumnezeu ca Tată, cred în Fiul Său Hristos, și în biserică, cred că
se va întoarce și ne va lua la cer. Dar eu cred în numele lui Iisus. Dar eu cred în numele lui Iisus. Dar eu cred în numele despărțiți vom fi și
Undeva dincolo de ceruri, îngerii tăi stau în sfântă adorare, sunt uimiți de frumusețea ta. Îngerii, Doamne, oștile lor, miile și zecile de mii, saltă de bucurie în prezența ta, cad în leșin de uimirea frumuseții și a forței și a măreției tale. Doamne, în actul închinării noastre și noi suntem copleșiți. Doamne, prin credință ne înălțăm închinarea și pur și simplu curgem în prezența ta, în adorarea noastră. Te vedem cu ochii credinței și suntem uimiți, captivați de frumusețea ta, de măreția ta, de atotputernicia ta, de statornicia ta, de credincioșia ta, de dragostea ta. Doamne, ca tămâia se înalță rugăciunea și închinarea noastră în locul preasfânt al prezenței tale. Și vrem să știi, Doamne, că Tu ne ești drag și Tu ești cel mai important lucru pentru ființele noastre. Ne lăsăm durerile deoparte, ne lăsăm slăbiciunile deoparte, ne lăsăm micile plăceri ale lumii acesteia deoparte și astăzi aici Tu ești cel mai important lucru pentru noi. Căci ne-ai mântuit în Hristos, căci ne-ai sfințit în Duhul Tău preasfânt și astăzi biserica Ta te adoră în sfințenie și bucurie și plăcere. Și toată lumea spune amin, amin, ocupați locurile. O, da, o, da. Despre asta e vorba la Harvest. E vorba de o închinare verticală, e vorba de o închinare în care pur și simplu inima ta, Duhul tău ajunge în prezența tronului lui Dumnezeu. Și eu sper și noi credem și sperăm că fiecare dintre voi în timpul acesta de laudă, de închinare, ați putut să vă apropiați de Domnul. El să vă ajute pe fiecare. Ei bine, vă salutăm pe fiecare dintre voi astăzi aici la împărtășia Bisericii Harvest Metanoia. Ne bucurăm că sunteți aici, ne bucurăm că ați ales locul acesta pentru apropierea voastră de Dumnezeu. Ne rugăm ca El să vă binecuvânte pe fiecare, chiar ne bucurăm de toți. Într-un mod special vrem să-i salutăm și pe cei care sunt cu noi cu ajutorul internetului. Ne bucurăm că sunteți cu noi, că vă bucureți de închinare, de cuvânt, de părtășie. El să fie cu voi acolo unde sunteți, în bucuriile sau încercările prin care treceți. Domnul să fie cu voi. De asemenea, vrem să-i salutăm pe cei care poate prima dată ați venit în această încăpere. E bine că ne-ați mai prins aici. În scurt timp vom fi într-altă parte, însă vrem să-i salutăm pe cei care prima dată ați venit într-un mod mai special. Dacă ai venit prima dată cu noi, te rugăm frumos să te ridici ca să te putem binecuvânta, saluta în numele lui Iisus. Este cineva? Sigur că da. Vă salutăm, ne bucurăm de voi. Și acolo în spate, Dumnezeu să vă binecuvânteze și aici. Excelent, vă salutăm! De asemenea, împreună cu noi astăzi este o echipă specială de oameni. Este vorba de o echipă de la Biserica Harvest din Chicago, din campusul din Elgin, dar și de la Rolling Meadows. Ne bucurăm foarte, foarte mult că astăzi sunt cu noi și haideți să-i primim cu multă, multă căldură. Harvest Team, please stand up. It's great to have you guys. Thank you very much for your serving and your hard work for us in Christ's name. God bless you. It's great to have you. Adevărul este că ei au lăsat lucrurile lor și pe banii lor, pe cheltuiala lor, pe timpul lor, au venit să fie alături de noi și ne bucurăm foarte, foarte mult de ei. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Vor sluji la construcția bisericii noastre cam aproape 10 zile și ori de câte ori îi vedeți, binecuvântați în numele Domnului. De asemenea, vrem să salutăm între noi și pe Rita și pe Sandra. Rita, Sandra, please stand up. It's great to have you in this morning too. God bless you. Thank you very much for your hard work and for your laugh. Ok? Thank you very much. Rita și Sandra au slujit toată săptămâna și vor mai sluji la construcția, în special în zona de design, și au o atmosferă, creează o atmosferă extraordinară în jurul lor pentru că au multă bucurie, multă pasiune pentru Domnul și, de asemenea, când le vedeți, mulțumiți-le mult și binecuvântați-le în numele Domnului Iisus.
Ne bucurăm de fiecare dintre voi și chiar ne dorim să împlinim Scriptura care spune purtați-vă sarcinile unii altora, asta ne învață Scriptura în Galateni, și o formă prin care noi putem să vă purtăm sarcinile voastre este, sau se poate întâmpla prin ceea ce numim noi formularul Friendship Register. Acel formular pe care îl găsiți în buletinul Harvest Metanoia, fiecare când ați intrat, ați găsit în acel buletin info și acel formular pe care scrie bine ai venit în biserica noastră. Este o unealtă prin care tu ne dai informații despre tine, ne împărtășești poverile, poate neajunsurile tale, greutățile tale sau dorințele tale și ne lași pe noi să ne apropiem de tine, să te putem sluji. Așa că, în cele ce urmează până la încheierea serviciului, te rugăm foarte frumos să iei acel formular, fie că ești de acasă, fie că ești musafirul nostru, completează cu datele tale, iar la terminare, în coșulețul de colectă, pune și acel formular și în timpul săptămânii vom putea să fim alături de tine. Haideți în cele ce urmează să ne pregătim de cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt extrem de bun, care cu siguranță îți va provoca viața. Haideți să ne pregătim. Nu știu cum a fost săptămâna aceasta pentru dumneavoastră, mai ales cei de-ai casă, dar cred că suntem în sentimentul multora de aici. A fost o săptămână încărcată, diferită, deosebită din mai multe puncte de vedere. Pe lângă munca asiduă pe care o avem vis-a-vis de mutarea noastră iminentă înspre noua locație, a fost și surpriza pierderii prietenului nostru, basistul echipei noastre de închinare, duminica trecută, la 44 de ani, într-un mod subit, un atac de cord, după ce a plecat de la biserică, a luat masa și după masa respectivă a căzut. Am fost aici împreună cu familia, câteva sute de oameni și luni și marți și miercuri la mormântare și pierderea lui Călin a trezit în noi nu doar conștiința, ci și gândul care, cred eu, trebuie să ne readuc aminte mereu și mereu de scopul ultim al existenței noastre, și anume de cer, de veșnicie. Fiindcă vrem, nu vrem, indiscutabil și incontestabil, cu toți vom ajunge acolo, fără însă ști când și cum. De aceea, oricât de mult am încercat să evităm acest subiect, n-avem cum, fiindcă realitatea efemerității și incertitudinii noastre este omniprezentă oriunde ne-am întoarce. În fiecare zi auzim la radio despre accidente, în fiecare zi ne uităm la știri și vedem tot felul de atacuri, de asasinate. Chiar și în piață, când ies să cumperi o legumă, să cumperi un fruct, treci pe lângă raionul acela cu coroanele de flori. Chiar și când mergi la cinema să te relaxezi, majoritatea filmelor au de-a face cu decese, cu explozii. Și îmi pun întrebarea, într-o lume care e în frământare, oare nouă ne mai pasă de veșnicie? Oare nu cumva am devenit prea imuni vis-a-vis de eternitate? Insensibili vis-a-vis de soarta destinului nostru? Oare nu uităm prea repede că de fapt moartea nu e o țintă finală, nu e un sfârșit, ci de fapt e o trecere într-o altă sferă a existenței noastre, unde nu putem ajunge nepregătiți, fiindcă dincolo de linia vieții nu mai putem face absolut nimic. Oricât de mult s-ar strădui religiile, oamenii să născocească alternative după moarte, căi prin care omul să mai poată să facă ceva în privința sufletului său, oricât de bine intenționate și religios infuzate sunt parastasele, spre exemplu, pomenile, rugăciunile pentru cei morți, lumânările, inclusiv purgatoriul, adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu dă nici o șansă de schimbare a destinului nostru după moarte, fiindcă odată omul trecut dincolo în veșnicii nu mai poate face nimic. De aceea,
fiindcă nu putem face nimic, avem nevoie de Isus. De ce? Fiindcă Isus e singurul care poate face diferența, nu doar pe pământ, ci și în cer. Și am observat în seria noastră, Iisus face diferența, mai multe instanțe în care Iisus într-adevăr a făcut diferența în viețile diferiților oameni din Scripturi, dar și în ziua de azi. Dar toți ăștia au locuit pe pământ în timp ce le era pe pământ. Iisus însă, astăzi vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră, face diferența și în cer. Și nu doar atunci, ci și acum, de fapt, până în ziua când va reveni, Iisus face diferența în veșnicii. Și vreau să încep prin a vă pune o întrebare. V-ați gândit vreodată ce face Iisus la momentul ăsta în cer? Adică mulți știm că la un moment dat, după ce a înviat, după 40 de zile s-a înălțat la cer, de asemenea știm că într-o anumită zi va reveni din cer, da? Dar între înălțare și revenire, ce face Iisus în cer? Și cu ce mă ajută pe mine să știu lucrurile astea? În special în contextul plecării lui Călin dintre noi, când fiecare dintre noi nu există să nu ne fi pus întrebarea existenței și destinului nostru, e mega important să știm ce face Iisus acum în cer, fiindcă în funcție de ce face El, așa vom ajunge la locul potrivit sau mai puțin potrivit pentru noi, ok? Hai să vedem trei ipostaze în care Biblia îl descrie pe Iisus și lucrarea Lui din cer. Prima, Iisus în cer stă la dreapta Lui Dumnezeu. Marcu 16 ne spune așa, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, cu ucenicii după înviere, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. La câțiva ani după, diaconul Ștefan, când este omorât cu pietre din pricina credinței lui, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, ne spune așa, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare, observați din nou, la dreapta lui Dumnezeu. Bun, ce însemnătate are treaba asta că Iisus stă în picioare sau șezut la dreapta lui Dumnezeu? Dreapta lui Dumnezeu în Scripturi, și fain pentru cei care vă place să studiați Scripturile, să găsiți o concordanță, să căutați lucrul ăsta, înseamnă mai multe lucruri importante. În principal înseamnă putere și autoritate supremă. Când Moise iese împreună cu poporul Israel din Marea Roșie și vede cum Marea Roșie se desparte în două, cum ei pot să treacă pe uscat, cu moștirea lui Faraon care îi urmărea la un moment dat, valurile, pereții, talazele alea cad peste ei și înghit, la un moment dat el compune un cântec și spune așa, dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit vărășmașii. În alte cuvinte, dreapta lui Dumnezeu implică putere, autoritate. În cazul lor, asupra naturii, adică mării. Mai apoi asupra oamenilor, oștirii lui Faraon. Ba mai mult asupra vieții și asupra morții, oștirea respectivă pierind în acea zi. Ei, asta e puterea și autoritatea dreptei lui Dumnezeu. Dar e interesant că nu doar asupra naturii, asupra oamenilor, asupra vieții sau morții, ci și asupra demonilor și îngerilor, a lumii nevăzute. În cartea Efeseni, Apostolul Pavel, în capitolul 1, ne ajută să înțelegem acest adevăr când el scrie, capitolul 1, versetul 19, care este față de noi credincioșii, ce este? Nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui,
pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți, și fiți atenți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Ce înseamnă lucrul ăsta? Următorul verset. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Ei, toate aceste denumiri, cei care studiați scripturile, știți că vorbesc despre ranguri în armatele îngerilor și în armatele demonilor, în locurile cerești. Hristos are autoritate supremă asupra lor, de ce? Fiindcă stă la dreapta lui Dumnezeu. Și acum vei spune, ok, n-am eu treabă cu demonii, nici cu îngerii, îmi fac cruce și zic, Doamne ferește. Dar totuși, ce are de-a face treaba asta cu mine? Are mult de-a face, uită-te în text. Cui îi se adresează Pavel? Față de noi cine? Credincioșii. De aceea, dragul meu, fii sigur că ești în Hristos, că ai avut acel moment crucial în viața ta când l-ai ales, când l-ai chemat, când l-ai primit să-ți fie Domn și Mântuitor. Fiindcă din momentul acela, puterea lui Hristos te va acoperi. În Colosenii se spune, credincioșii sunt ascunși în Hristos, în Dumnezeu. Și din momentul acela nimeni, spune Scriptura, nu te va smulge din mâna Lui, nimeni nu poate să stea împotrivă și dacă se atinge cineva de tine, Dumnezeu, prin Hristos, care stă la dreapta Lui, îți va face dreptate. De aceea, practic vorbind, noi aici, în cadrul bisericii, am experimentat vindecări. Eliberări, adică oameni care au fost opresați de panică, de coșmaruri permanente, de stări nepotrivite, de gânduri, de păcate, de vigii, chiar și droguri. Efectele prezenței demonice au fost eliberați. De ce? Fiindcă de demon n-ai cum să scapi. Nici psihologul, nici psihiatrul nu te pot ajuta, nici medicul, nici vrăjitoarea, nici descântătorul. Din contră, ultimii doi mai degrabă bag alții în tine. De demon și efectele lor te poate scăpa Iisus, fiindcă doar în fața lui Iisus, orice genunchi al oricărui duh, înger, demon, orice altă creatură din dimensiunea spirituală a lumii, se supune. De ce? Fiindcă Iisus stă la dreapta lui Dumnezeu, locul puterii și autorității supreme. Și asta înseamnă postura unică în care El este acum la dreapta lui Dumnezeu, postură de care, repet, față de noi credincioșii, noi credincioșii putem beneficia. De aceea fi sigur că ești între cei credincioși. În al doilea rând, înseamnă mijlocire continuă. Hristos la dreapta lui Dumnezeu înseamnă mijlocire continuă. Și poate spui întrebarea, la ce te referi? Dragul meu, noi, Scriptura ne spune, suntem născuți în păcat și avem nevoie de mântuire. Ei, Hristos a murit pentru păcatele noastre, ca astfel noi, prin credința în jertfa Lui, să putem fi mântuiți. De aceea El este numit Mântuitor, fiindcă fără de El, sub nicio formă, nu ne-am fi putut câștiga mântuirea. Și aici, oarecum, sunt obligat să fac o paranteză și să repet din nou un adevăr crucial. Religia, dragul meu, nu te mântuie. Poți să fii ortodox, poți să fii catolic, poți să fii baptist, penticostal, adventist. Religia nu te mântuie. Religia este cadrul care te apropie de mântuire. Tu când vii la biserică, nu vii la biserică fiindcă biserica sau preotul sau pastorul te pot mântui, că n-au cum. Biserica însă e cadrul în care tu te apropii de cel care aduce mântuire, așa nume Iisus Hristos. De aceea caută-L pe El, încrede-te în El, luptă-te pentru El, nu pentru o religie sau formă religioasă. Și închid paranteză. Ei, cei care prin credință l-au însușit ca mântuitor, din momentul acela Iisus le devine și mijlocitor. Dar de ce mai e nevoie să fie și mijlocitor din moment ce e mântuitor? Foarte simplu. Chiar dacă am reușit să intrăm în sfera mântuirii,
Chiar dacă mulți dintre noi ne luptăm, și tind să cred că toți care suntem ai Lui, ne luptăm să nu păcătuim, ci să ne sfințim, să ne pocăim din zi în zi, totuși, datorită faptului că trăim în firea noastră pământească, trăim pe acest pământ cu atâtea păcate și ispite, avem momente în care alunecăm, ajungem să cădem, să fim atinși de păcat. Ei, în momentul respectiv, credinciosul, în loc să se complacă în păcat, luptă să se debaraseze de păcat și, evident, de consecințele lui. Și cum? Apelând la singurul care poate ierta și izbăvi de păcat, și ăla-i Dumnezeu. Dar fiind păcătoși, n-avem acces la Dumnezeu, fiindcă El e sfânt, și fiind sfânt, El nu poate prin definiție să stea în prezența păcatului. De aceea ai nevoie de un mijlocitor, da? Și singurul mijlocitor, și când spun singurul, e singurul, pentru că asta îmi spune Scriptura, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos. Acum, de ce El este singurul mijlocitor acceptat de Dumnezeu? În primul rând, fiindcă a plătit plata păcatelor noastre, evident, ceea ce nici altul n-a făcut-o. În al doilea rând, fiindcă este fără de păcat, și oricare dintre așa numiții sfinți pe care unii și alții îi numesc așa, au fost tot oameni și au fost atinși de păcat. Ba mai mult, datorită acestei posturi unice de a sta la dreapta lui Dumnezeu, El este numit astăzi în calitate de mare preot. Acum, ce făcea marele preot? Marele preot, în vremea Vechiului Testament al lui Israel, o dată pe an, aduna toate cerințele, toate problemele, toate păcatele poporului, aducea jertfele respective și le trecea în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu, mijlocind înaintea lui Dumnezeu, cerând iertare pentru popor. Aia făcea marele preot. În momentul în care Iisus Hristos a murit la Golgota pentru noi, de atunci noi nu mai avem nevoie de mari preoți, nu mai avem nevoie de mijlocitori, fiindcă El a devenit marele nostru preot, El purtând pe cruce păcatele noastre asupra Lui. Și acum fii atent ce ne spune Cartea Evrei, capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat, fiți atenți, la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor. La dreapta scaunului de mărire, care-i slujirea lui? Apostolul Pavel în Roman ne spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu e acela care îi socotește neprihăniți. Cine vă o sândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și ce face? Mijlocește pentru noi. Pentru care noi? Textul ne spune, pentru aleșii lui Dumnezeu. Fii sigur că ești între ei. Cum? Prin credința și pocăința ta. Odată ce L-ai ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, tu nu mai ai nevoie de alți mijlocitori și de alte mijlociri. Fiindcă unul există și acela e acceptat de Dumnezeu, Cel ce șade la dreapta Lui în cer. Și acum, implicație practică. De aceea noi, cel puțin în această biserică, deși respectăm personalitățile religioase ale istoriei, precum Fecioara Maria, Apostolul Petru, anumiți sfinți care au trăit în istorie, oameni care au fost deosebiți, noi nu credem, potrivit Scripturii, că Maria, Petru, Anton sau alții cărora oamenii li se roagă, sunt mijlocitori între Dumnezeu și oameni. De ce? Fiindcă Scriptura ne interzice lucrul acesta. Există un singur mijlocitor și acela e Iisus Hristos. De aceea noi nu ne rugăm la sfinți, fiindcă alegem să credem Scriptura și nu tradiția. Și când e vorba de viața veșnică, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de sufletul meu și sufletul tău, eu îți recomand, ascultă de Dumnezeu.
Dumnezeu nu a lăsat mai multe cărți pe acest pământ decât Scriptura. Tradiția e o compilație de scrise, de scrieri, de manuscrise, de tradiții orale, de la oameni care au fost într-adevăr deosebiți, dar tot oameni sunt. Înțelegeți? Scriptura însă e singura care ne vorbește despre calea spre cer. Și când e să alegi între tradiție omenească și inspirație divină, evident că mergi pe Scriptură. De aceea că noi ne rugăm, vă îndemnăm să vă rugați în numele lui Iisus Hristos, nu în numele altui sfânt, fiindcă e singurul nume care are intrare în prezența lui Dumnezeu, fiind marele nostru preot, singurul mijlocitor înaintea Domnului. De aceea e important să știm treburile astea, chiar dacă ele sunt un pic teologice, ca să nu greșim, fiindcă avem nevoie de mijlocire, avem nevoie de puterea Lui. De ce? Fiindcă Iisus în cer face diferența și azi, cum? Stând la dreapta lui Dumnezeu și mijlocind pentru atâtea milioane de credincioși, mijlocind și pentru noi. Și asta ne dă încredere că Iisus se îngrijește de noi astăzi aici, dar nu doar astăzi aici, ci și în viața viitoare. De ce? Fiindcă un alt lucru pe care îl face Iisus Hristos astăzi în cer, pe lângă faptul că stă la dreapta lui Dumnezeu, Iisus Hristos ne pregătește un loc. Evanghelia lui Ioan, la un moment dat, Mântuitorul vorbește și spune așa, în Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima, da? Vorbea credincioșilor, ucenicilor săi. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt mai multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și observați? Interesant. Iisus e prins pe șantier. Pregătește un loc. Noroc că el n-are probleme cu ISU, fiindcă problemele cu focul continuu sunt celălalt sector, da? Care n-are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Dar în împărăție, în cer sau în paradis, care sunt denumiri identice ale locului pregătit de Dumnezeu, se muncește la greu. Fiindcă cerul, rețineți, nu va fi un loc plictisitor, în care toată ziua vei pluti pe nori, înconjurat de îngeri bucălați și încârlionțați cu harfe în mâini. Va fi un loc plin de viață, de activitate, de slujire și pare să că oamenii vor fi repartizați în diferite locații sau locuri. Unii spun că în funcție de răsplățile pe care le vor primi la judecata de apoi. Fiindcă în funcție de cum ți-ai trăit credința pe pământ, așa vei fi răsplătit, repartizat și în ceruri, da? Alții spun că vor fi repartizați în funcție de preferințele lor, cinefili în zona IMAX, doamnele la mall-ul unde totul e pe gratis, fotbaliștii pe stadion unde echipa lor câștigă mereu, da? Glumim, dar se pare că în cer sunt într-adevăr mai multe locuri. Și în acest răstimp, Iisus, între înălțarea și revenirea sa, e implicat în a ni le pregăti. Și vei spune, bun, am priceput, dar cum ajută pe mine lucrul ăsta? Fii atent cum te ajut. Tu știi că tu, personal, și eu, evident, avem un input privind veșnicia noastră la All Inclusive? Cum? Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, îi spune următoarele cuvinte. 1 Timotei, capitolul 6, spune așa. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. Să nu-și pună nădejdea în ce? În bogății vremelnice. Toate investițiile noastre, cele pentru care transpirăm, toată afacerea asta care ți-o creat ulcerul ăla la stomac care l-ai sau problemele tale de inimă sau de spate, da? Toate astea vor pieri și vor pierde valoare, da? Nu vă va fi de niciun folos când vom trece în veșnicie.
Ceea ce rămâne însă sunt investițiile spirituale în care merită să investești, fiindcă ele vor avea efect și în ceruri. Pavel continuă și spune așa, dar îndeamnă-i să facă bine. Cum? Să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, astfel încât să strângă pentru lumea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Adevărata viață. În alte cuvinte, adevărata viață nu ai aici, ci cea viitoare. Unde însă vei reuși să trăiești bine dacă începi să te pregătești de aici? Cum? Observați în text. Dăruind să strângă. Exact opusul instinctului nostru pământesc, unde mulți cred că dacă își strâng, vor avea. Pe când în cer, când dăruiești pentru alții, ai. Ce ai? Observă cuvântul. Comori. Comoare e un lucru de preț, un lucru de valoare. Și teologii susțin că merită să investești în lucrurile pe care Dumnezeu și le dorește, fiindcă în funcție de ele, tu însuți îți vei pregăti locașul tău în cer. De aceea noi mereu nu ezităm să vă îndemnăm, oameni buni, luați-vă timp și investiți și pentru cer. Spunea Iisus, nu vă strângeți comori unde, observați textul, pe pământ, unde le mănâncă hoții și rugina, unde le sapă și le fură hoții, da? Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo e și inima voastră. Și recunoști inima unui om, foarte simplu, în funcție de preocupările și prioritățile sale. Pentru unii, comoara e succesul. Și tot ce au, dau într-acolo să ajungă cât mai sus. Și recunoști unde e inima lor. Pentru alții, comoara sunt banii. Dom'le, trebuie să am bani. Mă îngrijorez, mă panichez, trebuie să fiu bogat. Și sunt unii care își distrug sănătatea, familia, relațiile, inclusiv caracterul. Trudesc de dimineața până seara să facă bani. De ce? Fiindcă acolo le este inima. Pentru alții, faima. Dom'le, trebuie să am mașină de lux, trebuie să am casă mare, trebuie să am haine de firmă. Toate astea arată cine le stăpânește inima. Fiindcă acolo unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Și n-ai cum să te joci cu lucrurile astea. Din păcate, oamenii investesc așa, fiindcă au impresia că trăiesc veșnic. Și nu realizează că toate astea vor fi spre detrimentul lor dacă nu vor hotărâ să schimbe prioritățile și nu vor face din Dumnezeu ținta preocupărilor lor. Asta nu înseamnă că Dumnezeu trebuia pusnic, că îți spune, Doamne, dormi în biserică, stai în biserică, nici vorbă. El nu cere mult, dar Dumnezeu își cere ceva. Ce-ți cere Dumnezeu? Hai să fim realiști și biblici în același timp. Omule, ai 7 zile pe săptămână în care poți lucra. Ceea ce eu își cer, spune Dumnezeu, e o zi. O zi în 6, dedică-ți-le ție, dar una din ele, dedic-o pentru mine. Fă-ți timp să vii la biserică, fă-ți timp să stai, să te sfințești în ziua aia. Bun, ai bani. Tot El ți-i dă. Dar uite, din 10 procente pe care le-ai, 1 dă-mi-l mie, zeciuiala, ok? Din 110, 1 din 10 dă-mi mie. Rugăciune. E adevărat că ai 24 de ore în zi, dar ce-ar fi că măcar 15 minute într-o zi? Un sfert dintr-o oră din 24. Ce-ar fi să-ți lași treburile tale, să vorbești cu mine? Că oricum, dacă eu vreau, îți deschid uși. Dacă nu vreau, poți să mergi să vorbești cu câți vrei tu, totul se vor deschide. Ce-ar fi să schimbi prioritățile, să ți le pui în ordinea corectă, să povestești cu mine despre problemele tale? Scriptura, ia-ți măi omule 15 minute și citește, fiindcă dacă nu citești, nu știi și dacă nu știi, calci pe bec. Și apoi nu te mira că neștiind faci anumite păcate și eu sunt nevoit să ți le plătesc, fiindcă sunt un Dumnezeu drept. Și cine alege să păcătuiască, alege să sufere. E spre beneficiul tău să asculți ce spune Dumnezeu. Ei, cu cât asculți mai mult,
Cu cât dai mai mult, cu atât te va răsplăti mai mult. De aceea gândește-te la locul pregătit de Iisus în veșnicii și pune-te pe treabă. Ajută-L să ți-L pregătească. Fii conștient că fiecare minut, fiecare ban, fiecare strop de sudoare pe care îl dai lui Dumnezeu, tu de fapt ce faci? Investești în contul eternității. Îți aduni, comori și contribui la pregătirea acelui loc. De ce? Fiindcă Iisus ne pregătește un loc. Ce-ar fi să-L ajut să ți-L pregătească, da? El face diferența. Nu doar mijlocind, nu doar luptând, nu doar intervenind, nu doar pregătind, ci El face diferența și mântuind. Și aici intervine un rol foarte important, mai ales în prezent și în viitor, rolul lui Iisus de judecător, fiindcă în cer Iisus se pregătește pentru ziua în care va judeca lumea. Scriptura ne spune în Timotei că Iisus Hristos are să judece vii și morții. Și cei interesați de ziua judecății puteți citi Apocalipsa 20, Matei 25. Ideea e că ziua aia va veni și se va împlini și nu o putem ocoli. Și ceea ce ne interesează pe fiecare dintre noi, evident, e bun, cel mai important în ziua aia, care e criteriul judecății lui Iisus? Fiindcă în funcție de criteriul respectiv se va determina destinul nostru. Unde îl putem găsi? Tot în Biblie. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, ne indică criteriul judecății. Și de-aia e important să citești Biblia. Spune așa, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observați trei lucruri rânduite de Dumnezeu în contextul judecății. Unul la mână, criteriul judecății. Care e criteriul? Observați, pocăința. Dumnezeu poruncește, El nu recomandă, El nu sugerează, ci poruncește. Și când tu auzi pe cineva, mai ales în autoritate, că poruncește, tu îți dai seama că omul ăla sau persoana aia este foarte, foarte serios legat de treaba respectivă. Ei, când Dumnezeu poruncește un lucru, El știe de ce îl poruncește. Da? Pocăința cui poruncește? Observați în text. Tuturor oamenilor de pretutindeni. Și aici te încadrezi și tu, indiferent că ești român, maghiar, american, ești ortodox, catolic, protestant, tu și cu mine Dumnezeu ne cere nouă să ne pocăim. Nu e un criteriu stabilit de vreo biserică, ci observați în text, stabilit de Dumnezeu, care rânduie nu doar criteriul, ci și ziua judecății. Observați în text, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cum? După dreptate. Nu te va judeca după fața omului? Nu te va judeca în funcție de responsabilitățile, de reputația, de relațiile, de statutul tău? Nici măcar de justificările pe care vrei să le aduci? Fiindcă e un Dumnezeu drept și are un avantaj față de noi, e atotștiutor. În alte cuvinte, Iisus la un moment dat spune că El înregistrează nu doar fiecare faptă, nu doar fiecare vorbă, ci inclusiv fiecare gând și motiv al inimii, atitudine, intenție, da? Din momentul în care tu ai ajuns la vârsta responsabilității, în care îți asumi responsabilitate, până în momentul în care tu vei muri, fiecare lucru, tu ești prin el responsabil înaintea lui Dumnezeu. Așa că în ziua aia nimeni nu se poate scuza și ziua aceea va veni și nu va zăbovi. De ce? Fiindcă e rânduită de Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu rânduiește, nimeni nu poate să schimbe, ci să împlinești. Ai rânduit criteriu, ai rânduit ziua, ai rânduit judecătorul. Care e, spune Scriptura, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Întrebare clasică, retorică probabil. Cine e omul cu o mare înviat din morți? Iisus Hristos, da? Care stă la dreapta lui Dumnezeu, are autoritate supremă. De ce? Fiindcă Tatăl i-a dat dreptul să judece.
Și acum probabil că unii dintre noi ne simțim oarecum, nu știu, constrânși, ne simțim reticenți, ne simțim tulburați, pentru că nu e ok pentru noi să auzim de ziua judecății. Ok? Nu e ceva normal pentru noi ca și ființe umane să ne gândim la ziua respectivă. Hai să vă dau o veste bună. Dacă tu îndeplinești criteriul judecății, în alte cuvinte, dacă tu te pocăiești cu adevărat, tu nu vei avea parte de judecată. Judecata în care oamenii vor fi condamnați pentru eternitate. De unde știu? Chiar din cuvintele judecătorului. Fii atent ce spune Iisus în Ioan, capitolul 5, un text al Scripturii care îl aud mereu citat în liturghia Bisericii Ortodoxe când ajung la mormântări. E un text extraordinar de important. Spune așa: adevărat, adevărat vă spun, Ioan 5:24, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică, și acum fiți atenți, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine? Cine ascultă cuvintele mele și crede, da? Nu vine la judecată. Care judecată? Imediat vom primi lămurirea. Continuă Iisus: adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul. Și acum a și venit, când cei morți vor învia, vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului Său să aibă viață în sine. Și a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Și să nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele, atenție, vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Întrebare: cine vor învia pentru judecată? Observați în text, Iisus ne spune foarte clar: cei ce au făcut răul, cei ce au făcut binele vor învia pentru ce? Pentru viață, evident că e viață veșnică, pe când ceilalți pentru judecată, pentru moarte, condamnare eternă și anume iad. De aceea, dacă ești credincios, dacă ai avut un moment în viață când ai ascultat glasul Fiului omului, dar ce trebuie să asculți? Care e glasul lui? Ce ne spune el? Păi care a fost tema predominantă a propovăduirii lui Iisus cât o trăie pe acest pământ? Care a fost primul cuvânt pe care l-a enunțat vreodată în vreo predică? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, da? Uitați-vă, în toată propovăduirea lui, el mereu reiterează cuvântul ăsta. De ce? Fiindcă e important. În funcție de pocăință te vei fi judecat. Da? Cine ascultă de glasul lui trece din moarte la viață. Nu vei participa la judecată și n-ai de ce să te temi. De aceea noi credem că putem încă de aici, de pe pământ, să ne asigurăm veșnicia, să scăpăm de condamnare. Cum? Ascultând și împlinind Scriptura. De ce? Fiindcă șansa asta o ai doar aici cât ești în viață. În ziua judecății de apoi nu se va hotărâ nimic, ci se va da doar verdictul. Hotărârea o luăm noi în această viață. Vrem sau nu vrem să ne pocăim? În funcție de ce am ales aici, așa va fi verdictul dincolo. Cei ce aleg pocăința, aleg viața veșnică. Cei ce resping, ignoră, nu țin seama de lucrurile astea, fac și eu alegere, aleg să rămână condamnați. În ziua judecății ți se vor da gradele de condamnare sau de răsplătire cuvenite fiecăruia. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și în funcție de faptele tale vei fi răsplătit fie în bine, fie în rău. Faptele nu mântuie, ci doar contează în stabilirea gradului răsplății sau pedepsei tale. De ce? Fiindcă mântuirea vine prin credință și pocăință. De aceea credinciosul, cel care a trecut prin procesul acesta, care a acceptat și intelectual, dar a trăit și spiritual pocăința, nu trebuie să se teamă de ziua judecății. De ziua judecății trebuie să se teamă cei care nu cred, ci cei care știu ce trebuie să facă, dar mereu ezită, amână, nu vor să facă pasul. Credinciosul, când trece din moarte fizică la moarte, la viață veșnică, el n-are de ce să se teamă. Acum, e adevărat că există și o judecată a credincioșilor. Biblia ne vorbește despre ea.
Dar judecata aia va fi mai degrabă o evaluare a faptelor lor, prin care se vor stabili răsplățile ce li se cuvin. Unii vor câștiga răsplăți, fiindcă au investit pentru Domnul, alții vor pierde răsplăți, de ce? Fiindcă au pierdut ocazii în care puteau să investească în lucrarea lui Dumnezeu și n-au făcut-o. Sau s-au lăsat duși în ispită de a face fapte rele, fiindcă trebuie să recunoaștem că și noi credincioși, cât timp trăim pe acest pământ, suntem ispitiți și uneori cădem, alunecăm. Și dacă nu ne rezolvăm problema, mijlocitorul, dacă nu cerem iertare de la Dumnezeu și nu ne schimbăm atitudinea și nu ieșim din păcat, pierdem răsplăți în acea zi. Despre această judecată vorbește Pavel celor din Corint, în capitolul 5, din 2 Corinteni, când spune așa: toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească, observați, răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și mulți credincioși vor fi acei care atunci când vor ajunge în viața veșnică vor regreta că n-au vegheat mai bine, că n-au investit mai mult, fiindcă vor pierde răsplăți și binecuvântări în veșnicii. Așa că, dragul meu, ai grijă cum tu îți clădești veșnicia. Iisus îți pregătește un loc, Iisus a murit pentru tine să-ți o asigure, dar calitatea vieții tale în eternitate ține de cât de mult îl slujești tu și trăiești pentru Dumnezeu aici. De aceea reține, sunt două judecăți, judecata necredincioșilor spre condamnare, judecata credincioșilor spre răsplătire. Unii susțin că ar fi două chestii distincte, alții că ar fi două fațete la celea judecăți, nu ne interesează că nu știm exact, dar ambele sunt puse în Scripturi și în ambele Iisus e judecătorul. Și tu vei ajunge fie într-una, fie într-alta. Unde vrei să ajungi, depinde de tine. Cât de pregătit ești tu pentru acea zi? Ziua condamnării sau ziua răsplătirii? Cât de mult ai strâns, nu doar pe pământ, ca să va trece, ci mai ales în veșnicii? Nu te gândi că mai ai timp. Tu crezi că prietenul nostru Călin, duminica trecută, când a ajuns acasă și a stat împreună cu fetița și cu soția la masă, s-a gândit că în câteva minute sau ore va pleca la 44 de ani? Mă rog ca plecarea subită și jalea noastră sinceră să ne fi trezit pe toți la realitate și să ne fi dat un imbold de a ne gândi mai serios la viața veșnică, de a lucra mai mult pentru Dumnezeu, fiindcă niciunul dintre noi nu știm când și cum ne va veni rândul. Mai ales când suntem conștienți că, biblic vorbind, după moarte nu mai avem nicio șansă. Parastasurile-s faine, pomenile-s bune, la mâncare, da? Rugăciunile pentru cei morți le fac mulți, dar toate lucrurile astea nu le găsești în Biblie. Se fac ca și tradiții omenești, dar nu au cum să-l ajute pe cel care a ajuns dincolo de viața asta. Singurul lucru în care tu te poți ajuta e să iei în considerare ceea ce trebuie să faci cât timp ești în viață, criteriul judecății. Așa că fă ce știi și investește în el și pentru el, fiindcă în veșnicii Iisus face diferența. Lasă-l să facă diferența și în viața ta. Întrebarea mea e, îl lași? Sau mai bine zis, cât de mult îl lași? Gândește-te la asta și ia o hotărâre, fiindcă nu cred că mai poți trăi ignorând, respingând și amânând când e vorba de destinul tău. Lasă-l să facă diferența. Și spre asta vreau să ne rugăm și în această zi, ca Domnul să ne cerceteze pe fiecare. Doamne, noi recunoaștem că suntem trecători și chiar în zilele astea, Doamne, aici în biserica noastră, cu un om pe care l-am cunoscut atât de bine, Doamne, ne-ai lăsat din nou și ne-ai avertizat să ne dăm seama cât de subită, cât de extraordinar de iminentă e ziua în care ne poți chema la tine.
Îți mulțumim, Doamne, pentru credința și pocăința lui Călin, că el a fost un om pregătit. Dar ajută-ne pe fiecare în parte să fim siguri că suntem pregătiți, Doamne. Și nu doar în a ne câștiga mântuirea, alegând pocăința și crezând, ascultând cuvintele tale, ci mai mult decât atât, căutând să investim mai mult pentru tine în viața de acum, tocmai pentru a avea mai mult cu tine în viața viitoare, fiindcă aia e viața adevărată, Doamne. Te rog, ajută-ne la aceasta. Și dacă, Doamne, sunt între noi persoane care încă sunt nesiguri vis-a-vis de veșnicia lor, încă sunt nesiguri vis-a-vis de ziua judecății, fiindcă nu vor ști unde și cum, în ce direcție, în care categorie o să-i pună Dumnezeu, mă rog ca Tu să le dai acea putere să ia acea hotărâre de a se pocăi cu adevărat, ca astfel, Doamne, și ei să stea liniștiți, să aibă siguranța veșniciei, că sunt între cei aleși ai Tăi, care în acea zi, Doamne, vor primi zâmbetul și îmbrățișarea Ta, spunându-le, rob bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului Tău. Mulțumim că pe mulți dintre noi ne-ai conștientizat la lucrul acesta și punând în cumpănă ceea ce viața ne oferă și veșnicia, am ales veșnicia, Doamne, și clădim pentru Tine. Te rog însă, avertizează-ne pe unii dintre noi cei credincioși vis-a-vis de stările, poate de păcat, de neascultare, de împietrire în care unii am ajuns sau de apatie, care nu fac altceva decât să taie din răsplăți și pe zi ce trece, în loc să clădim viitorul și veșnicia, de fapt o știrbim de binecuvântările Tale. Fiindcă ziua aceea va veni și nu va zăbovi. Ajută-ne să fim pregătiți pentru aceasta. În numele Celui care a făcut și face diferența și în cer și pe pământ. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Va veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te, că ziua e pe drum. Hai să cântăm această cântare ca un îndemn și ca o rugăciune la încheierea acestui serviciu divin. Va veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum.
Adevărul este că cele întâmplate la începutul acestei săptămâni, cele două seri de priveghi, ziua de mormântare, plecarea lui Călin dintre noi, ne-a pus pe foarte mulți dintre noi pe gânduri, nu-i așa? Am vorbit cu cineva care spunea, colegele mele de la servici care au fost, s-au dus toate să-și facă analizele. Altcineva cu care am vorbit spunea, măi, nu știu, dar parcă săptămâna asta stau și mă uit în gol. Altcineva cu care am stat de vorbă mi-a spus, pastore, nu știu, dar tot ceea ce am în viață la momentul ăsta, lucru pentru care m-am bătut atâta, nu mai valorează nimic. Adevărul este că oamenii și-au reevaluat viața, implicarea, viziunea asupra vieții. Cred că și cuvântul din această dimineață ne-a vorbit exact acolo unde trebuia, către inimile noastre. Dar în această dimineață avem cu noi și pe Simona, soția lui Călin, și aș vrea să o rog să vină aici în față, pentru că Simona are pe inimă să ne spună ceva și știu că mulți dintre voi v-ați rugat, știu că mulți dintre voi ați mijlocit pentru ea, pentru Sara în aceste zile. O avem cu noi și Simona urmează să ne spună câteva cuvinte. Te rugăm. Vreau să mă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și de Sara. Nici n-am cuvinte, nu știu dacă o să pot. Dar simțindu-vă dragostea și simțindu-vă aproape de noi, nu știu, așa îmi dă un avânt și o putere să merg mai departe. Vă rog să continuați să vă rugați pentru noi. Fiți binecuvântați. Simona, dăm voie să ne rugăm chiar acum pentru tine. Haideți să închidem ochii și să ne rugăm. Dumnezeul nostru drag, Tu ești tatăl orfanului și apărătorul văduvei. În această zi ne închinăm înaintea Ta și mijlocim ca biserică pentru Simona. Aducem pe brațe de rugăciune înaintea Ta și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să o întărești, să dai putere în trupul ei să poată să stea în picioare, să poată să muncească pentru Sara, pentru ea. Doamne, Te rugăm să dai putere în emoțiile ei. Doamne, nu știm dacă ea mai poate, dar Tu poți să o întărești. Te rugăm să dai putere în duhul ei să nu-și piardă credința, cel rău, Doamne, să nu atace nici într-un fel, să fie în continuare fiica Ta tare în credință. Doamne, noi îți mulțumim pentru ea, mulțumim că a avut putere să stea aici în această zi. Te rugăm să o binecuvântezi, să dai, Doamne, binecuvântare și belșug din partea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru mărturia ei. O încredințăm în numele Domnului Iisus Hristos și cu toată adunarea mijlocim pentru ea. Amin. Amin. Domnul să te întărească.